Vă invit să ne ridicăm, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu și vom citi în această dimineață din Cartea 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 17. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înainte altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei care n-au nimic? Ce să vă zic? Nu vă laud. În privința aceasta, nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume, că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați pentru osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Să ocupăm locurile. Vreau să mulțumesc Domnului și Bisericii, mulțumesc tuturor celor care ne-ați însoțit în rugăciune, în călătoria aceasta care am făcut-o în România. Mulțumim Domnului pentru harul care ne l-a dat să participăm și la centenarul Mișcării Pentecostale din România. Mai glumind, când am plecat, am zis că ne ducem, că poate nu mai prindem altul. Dar să știți că anul viitor mă voi duce la un alt centenar. Biserica de la Pâncota, unde locuiește fratele meu, unde au locuit părinții mei, sărbătoresc anul viitor 100 de ani. Așa că dacă fiecare an este cu un centenar, avem șanse să participăm la mai multe centenaruri. Ne-am bucurat să vizităm o serie de biserici, frați, și ne-am bucurat însă mai mult decât orice să venim înapoi acasă. Nicăieri nu este ca acasă și uneori trebuie să te duci ca să descoperi acest adevăr atât de simplu. În această dimineață, la cina Domnului, aș vrea să împărtășesc câteva gânduri din textul pe care l-am citit, pentru că foarte adesea la cina Domnului trecem cu destul de multă repezeală peste prilejul cu care apostolul Domnului a scris un asemenea text. Dumnezeu folosește până și greșelile noastre sau, dacă vreți, gafele noastre ca să le transforme în binele nostru final. Iată că în Corint au loc mai multe nereguli în biserica din Corint și Pavel, apostolul, este obligat să ia atitudine față de neregulile acelea și cu acest prilej avem și noi ocazia să învățăm o serie de lucruri despre cina Domnului. Probabil, spun unii teologi, că dacă n-ar fi fost asemenea nereguli în biserica din Corint,
noi n-am fi știut o serie de detalii despre cina Domnului. Pavel le-a scris, obligat fiind, de neregulile care s-au născut în această biserică din Corint. Practic, asistăm la un abuz al bisericii din Corint față de cina Domnului. Abuzurile din Corint pot părea ciudate astăzi pentru noi, care venim la casa Domnului, luăm o bucățică de pâine, un păhărel de rodul viței și plecăm acasă. Și înțelegem foarte greu cum se poate și cum este posibil să vii la cina Domnului, să mănânci pe săturate în timp ce alții rabde de foame lângă tine și mai mult să există și oameni care se îmbată pur și simplu la cina Domnului. Pentru noi este greu de conceput astăzi. Dar în perioada aceea, cina Domnului era un fel de masă de dragoste, dacă vreți. Cina Domnului era sărbătorită ca o festivitate în care fiecare aducea de acasă câte ceva pentru a împărtăși cu alții și a lua masa împreună. Era un fel de masă de dragoste. Nu dragoste de masă, cum spunea un copil de-al nostru. Oamenii se adunau, deci, să sărbătorească împreună evenimentul acesta al cinei Domnului. Sunt patru abuzuri care au loc în această biserică datorită obiceiului care s-a statornicit de a lua masa împreună cu toată biserica. În primul rând, Pavel, apostolul, subliniază partidele care existau în biserică. Practic, exista în biserica din Corint o dezbinare destul de serioasă, erau diviziuni, partide, bineînțeles, care luptau unul împotriva celuilalt. Țin minte că odată cineva a propus la o biserică pe care au împăstorit-o să se aleagă un comitet de opoziție ca să lupte împotriva comitetului existent, zicea el, că uitați la guvernul american, zice el, republicanii și democrații se ceartă împreună și țara merge bine. Acum asta care făcea propunerea era din comitetul de opoziție de când îl știu eu, dar acum voia să fie și consfințit de frați, comitetul de opoziție să fie deja recunoscut oficial în biserică. Cu toate că aceste comitete nu au fost recunoscute oficial niciodată, ele există. Și dacă suntem sinceri, fiecare dintre noi cunoaștem și avem experiențe în acest domeniu. Partidele din biserică produc dezordine, produc dezbinare. Oamenii sunt răniți de aceste inimi împărțite, care nu aparțin întru totul lui Dumnezeu, ci aparțin unor concepții despre Dumnezeu și despre biserică. Tulburări, tot felul de vești, mândrie, egoism, bârfe, neînțelegeri, toate astea fac parte din partidele care există în biserică. Spre surprinza noastră, apostolul spune că pe el nu-l șochează acest adevăr, pentru că, în definitiv, trebuie să existe asemenea lucruri, și spune el, ca să iasă în evidență cei autentici, cei adevărați. Probabil că din luptele acestea care există între partide, cei care sunt adevărați, cei care sunt oamenii lui Dumnezeu, ies la suprafață în ultimă instanță. Pavel spune, când vă adunați la oaltă cu un asemenea spirit de dezbinare, vă adunați nu să vă faceți mai buni, să vă faceți mai răi. Nu vi se pare absolut absurd, nu? Să vii la biserică și scopul pentru care vii la biserică este să te faci mai bun și să pleci mai rău. Probabil mai bine n-ai fi venit, că rămâneai mai puțin rău acasă, dacă stăteai și nu veneai să te otrăvești, nu? La întâlnirea asta frățească, așa. Țin minte că odată unul dintre băieții mei era mic, l-am întâlnit aici pe hol la biserică, plângea și am spus, de ce plângi? Zice, m-a lovit cineva, mi-a dat un pumn. I-am spus, las că așa e la biserică, hai acasă, cu totul o să fie în regulă. Obișnuiește-te, așa e la biserică. Un alt abuz care este în biserica din Corint este această autoînșelare la care participă frații, se înșeală singuri. Corintenii ăștia dezbinați
se auto-înșeală crezând că pot să participe la cina Domnului. Credeau că se adună pentru cina Domnului, dar de fapt ei se adunau să se facă mai rei, să lupte unul împotriva celuilalt. Este imposibil ca, având un spirit de dezbinare, să-L onorezi pe Dumnezeu în același timp. Probabil că mai bine ar fi să stai acasă sau, poate că și mai bine decât asta, este să-și ceri iertare și să te pocăiești cu adevărat de acest spirit de dezbinare în care ai căzut. În al treilea rând, asistăm la expresia unui egoism care nu are nimic de a face cu spiritualitatea, el manifestându-se prin neglijarea altora. Imaginați-vă mesele acelea de dragoste, ar fi trebuit să fie mese în care să existe o egalitate, nu să se împartă în mod egal bunurile care s-au adus pentru consum astăzi, nu? Și ar fi fost grozav să se împartă drept. Dar nu așa se întâmplă. În loc să se asigure o egalitate și un acces egal a tuturor la bunurile care s-au adus pentru masa aceea de dragoste, unde erau evrei, neamuri, oameni de jos, de sus, sclavi, oameni liberi, adulți, copii, de toate soiurile, oameni educați, needucați, bărbați, femei, de toate categoriile, diviziunea care există deja în biserică prin partidele în care s-au înscris acești oameni, dacă vreți, îi fac să se izoleze pe grupe, fiecare cu partida lui, fiecare cu grupa lui, nu? Probabil cei care duceau curcani s-au adunat toți la oaltă să mănânce curcani împreună, nu? Ăilalți care n-au avut nimic, chiar s-au adunat la oaltă ca să mănânce nimic, nu? Este îngrozitor să asiști la o masă de dragoste în care există asemenea nedreptate strigătoare la cer, nu? Și asta să fie în biserică și să fie și la cina Domnului, nu? Este absolut îngrijorător situația în care au ajuns acești oameni. Diviziunile din biserică, deci, se răsfrâng în grupuri de petreceri, de prieteni, nu? Fiecare cu gașca lui, cu partida lui. Oamenii care se mâncau între ei, nu? Așa? S-au adunat pe grupe ca să mănânce împreună bunătățile care le-au adus de acasă. Unii sunt neglijați, nu primeau de mâncare deloc, probabil care erau mai săraci sau sclavii, nu? Pe când alții se îmbuibau de mâncarea care era din belșug, alții aduceau băuturi la masa aceasta de dragoste și apostolul le spune foarte pe șleau, vă îmbătați la cina Domnului, vă îmbătați la masa de dragoste. În al patrulea rând, există un abuz față de sanctitatea bisericii, a locului, nu? Este călcată în picioare această sfințenie a Bisericii Hristos tocmai prin umilirea celor săraci, nu? Prin coruperea scopului pentru care ei s-au adunat. Biserica nu este un loc în care să te îmbuibi cu mâncare și să te îmbeți. Apostolul este foarte dur și spune, nu aveți casă ca să mâncați și să beți acasă? De ce veniți să o faceți în public? Ca să arătați cât de bogați sunteți, nu? Dacă am putea să facem o paralelă ca să înțelegem foarte bine, la anumită biserică, frații hotărât să cumpere robe pentru corul bisericii. A ieșit un scandal zdravăn, nici nu mi-am imaginat că poate să existe o asemenea logică, da? Bărbații nu gândesc ca femeile, nu-i așa? Femeile erau foarte supărate că ele dau bani foarte mulți pe toaletele lor și culmea, domnule, peste rochile alea scumpe, ele se pună o robă să nu vadă în lumea cu ce s-au îmbrăcat ele, nu? Este aproape îngrijorător să-ți dai seama că există o asemenea mod de gândire, nu? Este tot la fel. Cum să vii la cina Domnului și să nu vadă lumea cât de bogat ești tu, ce curcan gras ai dus tu, nu? De acasă. Și atunci,
separarea aceasta și discriminarea aceasta este o urăciune, practic, înaintea lui Dumnezeu și un sabotaj a scopului pentru care se adunau acești frați. Apostolul Pavel spune, vreți să-i faceți de rușine pe ăia săraci, pentru asta v-ați adunat aici? Vreți să-i faceți de rușine că ăștia n-au haine ca voi, n-au mâncare ca și voi? Ce binecuvântați sunteți voi, nu? Că aveți de mâncat și ce inimă mică și îngustă aveți că nu împărțiți cu alții. Pavel apoi trece la adevărata semnificație a cinei Domnului de la versetul 23 până la versetul 26. El spune, ceea ce am să vă spun acum am primit direct de la Domnul, prin revelație directă de la Domnul. Și el spune așa, în primul rând, voi vă adunați, ne adunăm la oaltă să împărțim pâinea, azima, pe care Domnul Iisus Hristos a luat-o în mâna Lui, a binecuvântat-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu. V-ați adunat, deci, să aveți o părtășie cu trupul lui Hristos, acel trup care prin moarte și tortură s-a dăruit lumii întregi. Trupul lui Hristos care se frânge pentru voi. Acum aici nu vreau să intru în detalii, deși poate că n-ar strica odată să studiem în amănunt treaba asta, pentru că ceea ce observ eu în bisericile noastre pentecostale, cu toate că noi suntem de sorginte, să zic așa, de reformați și post-reformă într-un fel, avem reminiscențe catolice în gândirea noastră și modul în care ne purtăm, mai ales la cina Domnului. Biserica catolică a instaurat această doctrină a transubstanțierii. Ei cred că atunci când preotul consacră elementele cinei Domnului, ele se transformă în mod real atunci în trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Și că, de fapt, după consacrare, după rugăciune, aceste elemente, nu numai că îl reprezintă pe Hristos, dar ele sunt Hristos, nu? Hristos este în carne și sânge, dacă vreți, și elementele acestea trebuie venerate așa cum îl venerăm pe Hristos. Nu e de mirare că de aici s-au născut o groază de lucruri bizare. Fratele Galeci de la Chicago, cu care eu am lucrat mulți ani, era instalator la un spital catolic. Și într-o zi a fost dus să instaleze o chiuvetă foarte specială. Chiuveta aceasta trebuia să fie legată direct la o conductă îngropată în pământ, în spatele spitalului, o conductă care nu ducea nicăieri. Și fratele Galeș a fost foarte mirat că, mă rog, știa instalații, instalațiile trebuie legate la un sistem. Și i s-a explicat, nu, asta este o conductă foarte specială, în chiuveta asta se va arunca sângele lui Hristos, care rămâne de la cina Domnului. Și acest sânge trebuie să meargă în pământ, să scurgă în pământ. N-are voie să se atingă nimeni de el. Este unul dintre rezultatele unei asemenea gândiri că vinul pentru care te rogi devine sângele lui Hristos, nu? Ca să arunci sângele lui Hristos este un sacrilegiu, este un păcat enorm. În literatura română sunt romane pe tema aceasta, când cineva a aruncat sângele Domnului și toată viața a avut de suferit din pricina acestui act. Apoi, ce să mă mai spun, tot același spital avea un cuptor special în care se ardea pâinea care rămânea, practic trupul lui Hristos care rămânea de la actul împărtășeniei, trebuia ars într-un cuptor anume. Nu e de mirare, pentru că am auzit chiar de la păstori de noștri pentecostali despre un asemenea cuptor în care să se ardă pâinea care rămâne de la cina Domnului. E foarte bizar
cum împrumutăm, fără să ne dăm seama, din ereziile astea catolice, în bisericile noastre. Auzim de multe ori în bisericile noastre rugându-se frații să transforme Domnul pâinea în trupul lui Hristos și rodul viței în sângele lui Hristos. Practic, noi nu credem în transubstanțiere, dar ne rugăm pentru transubstanțiere. E o ciudățenie. Și nu ne-a învățat-o nimeni asta, decât probabil am împrumutat-o cine știe de pe unde. Protestanții, mai ales Luther, dar și Calvin după aceea, au încercat să vorbească despre cosubstanțiere, spunând că, de fapt, în timp ce noi mâncăm pâinea, ea se transformă în trupul nostru, în trupul lui Hristos. Sau în timp ce bem rodul viței, el se transformă în noi, în sângele lui Hristos. O altă formă de a spune cam exact același lucru. Cel care a făcut însă o schimbare majoră în această gândire a fost Zwingli, tot un reformator mai târziu. El a spus foarte simplu, Pavel vorbește despre trupul și sângele Domnului ca simboluri. Pâinea este un simbol al trupului lui Hristos și sângele este un simbol, vinul este un simbol al sângelui lui Hristos și menirea lor nu este să se transforme în trupul și sângele lui Hristos, ci menirea lor este să ne aducă aminte ceea ce s-a întâmplat prin moartea Domnului Iisus Hristos la cruce, prin trupul care s-a frânt și prin sângele care a curs. Deci scopul este să ne aducă aminte. Eu mă bucur că frații noștri au hotărât ca odată la 30 de zile să ne aducem aminte, să sărbătorim cina Domnului. Să știți că foarte multe biserici sărbătoresc ori de câte ori se întâlnesc. N-ar trebui să condamnăm. Probabil ăștia țin minte mai greu. Dar noi, se zice că dacă repetăm un lucru tot la 30 de zile, nu-l uităm. Dacă trece de 30 de zile, uităm lucrul acela. Eu mă bucur că frații au hotărât ca măcar la 30 de zile să ne aducem aminte, să nu uităm. Să nu uităm prețul cu care am fost răscumpărați, trupul lui Hristos care s-a frânt pentru noi și sângele lui care a curs pentru ispășirea păcatelor noastre. Pavel spune să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Asta a spus Domnul Iisus Hristos. Apoi ne adunăm împreună, spune Apostolul Pavel, să înțelegem semnificația paharului. Acest pahar este legământul ce nou în sângele meu, spune Domnul Iisus în versetul 25. Legământul cel nou, testamentul, noul testament. Noul testament se bazează, dacă vreți, pe sângele lui Hristos care a curs ca ispășire pentru păcatele noastre. Best toți din el a fost Mântuitorul. În amintirea mea, până voi veni eu, până va veni Hristos, va trebui în amintirea Lui să nu uităm acest preț al mântuirii noastre. Motivele pentru care trebuie să luăm cina Domnului, spunea Apostolul Pavel, este să anunțăm, să vestim în continuare modul în care Dumnezeu ne-a salvat pe noi, modul în care Dumnezeu salvează oamenii până la sfârșitul istoriei. Despre moartea Domnului Iisus Hristos trebuie să vorbim întotdeauna, despre moartea sa ispășitoare, până la revenirea Lui, până când El va veni a doua oară. Pavel spune aici, în acest capitol, că sunt câteva consecințe foarte severe pentru a participa în mod nevrednic la prăznuirea cinei Domnului. Haideți să enumerăm câteva din ele și să încercăm în viața noastră să ne eliberăm de asemenea spirite, să nu venim la cina Domnului cu asemenea mentalități, să nu ne lăsăm biruiți de Satana prin asemenea înșelătorii. În primul rând, să ne ferim de un spirit de dezbinare. Să știți că în bisericile de unde venim noi, bisericile părinților noștri, înaintea cinei Domnului era un timp de mărturisire. Am fost chiar în Spania la o biserică
Și m-am mirat foarte mult că înainte de a începe slujba de cina Domnului, doi dintre păstorii bisericii s-au dus în birourile bisericii și s-a anunțat de la amvon: dacă are cineva ceva de mărturisit în pregătire pentru cina Domnului, la cele două birouri vă așteaptă acești doi păstori și mergeți. Spre mirarea mea, eu credeam că nu se duce nimeni, că la noi asta era obicei, nimeni n-are niciun păcat de mărturisit, toți suntem sfinți și foarte de treabă. S-au creat două rânduri lungi de tot, din biserică. S-au dus, erau băieți și fete, se duceau la mărturisire, se pregăteau pentru cina Domnului. Nu știu cum am putea să reintroducem asemenea obiceiuri, că sunt unele obiceiuri bune. Și mărturisirea este un obicei bun. Nu? Dacă ne mărturisim, și Dumnezeu ne iartă. Și ar trebui să ne pregătim în vederea cinei Domnului, refuzând acest spirit de dezbinare. Nu? Frate, vreau să mărturisesc că am fost înscris în partidul lui Cutare, să spui numele, nu? De azi înainte mă las, mă leapă de satana, nu mai duc la întâlnirile alea, nu mai vorbesc pe frați de rău, nu? Ar fi fantastic, ar fi nemaipomenit. Un spirit de erezie, un spirit de auto-înșelare. Ăștia erau împărțiți în partide, probabil se bârfeau unul pe celălalt, dar luau cina Domnului și se simțeau bine după aia, nu? Se înșelau singuri că nu contează ce s-a întâmplat, ce sentimente au ei negative pentru alții, pentru că au stat la cina Domnului și Domnul trece cu vederea lucrurile acelea. Ce ar fi să mărturisim spiritul acela de egoism, nu? Ținem curcanul numai pentru noi și dăm celelalte lucruri la alții, nu? Nu împărțim cu ceilalți. În Argentina a locuit mulți ani un pastor, apoi s-a mutat în America, îl cheamă Ioan Carlos Ortiz, unii dintre dumneavoastră probabil că ați citit cărți de ale lui. Spune Ioan Carlos Ortiz că a făcut într-o zi un experiment extraordinar. La cina Domnului n-a mai dat bucățele de pâine, a dat câte o franzelă pe rânduri. Și a zis, rândul ăsta mănâncă franzela asta. Și până n-o mâncați, nu plecați acasă. Și au stat frații, s-au grupat și mai rupeau din franzele și mâncau și vorbeau. Și pe urmă au început să întrebe, da, tu cum ești? Cum te cheamă? Unde locuiești? Te-aș putea ajuta cu ceva? Și dintr-o dată s-au creat relații care n-au existat în biserică până atunci. Ei, când ai timp să mănânci o franzelă împreună cu frații, lucrurile stau altfel. Dar dacă ei nu m-au bucățit, că ai luat-o și ai plecat, lucrurile se simplifică. Ce ar fi să vedem cum stăm cu spiritul ăsta de îngăduință față de alții, de dragoste, de a împărtăși nevoile altora? Un spirit de beție ar trebui să ne ferim de el, nu? Erau unii care de-abia așteptau să meargă la cină Domnului că să dădea ceva de băut, nu? Vă mărturisesc că am participat odată la o cină a Domnului, nu vreau să dau detalii, nu vreau să sperii pe nimeni, dar am văzut că în timp ce cel care ducea cină Domnului avea o cupă așa mare, destul de metal mare, avea și un litru de must sau cine știe ce-o fi fost așa cu el. Și foarte des se golea cupa aceea și iar turna fratele în cupa aceea și iar mai făcea semn să aducă, mai duc un litru de undeva. Pentru că oamenii când ajungea cupa la ei, beau zdravând de tot din ea, nu? Sunt obiceiuri și ar trebui să ne verificăm în vederea asta ce ar fi să vedem și cum stăm cu spiritul acela de a-l neglija pe cel sărac, nu? De a ne uita de sus la ăla sărac. Asta se întâmpla în biserica din Corint.
un spirit de lipsă de reverență față de sanctitatea bisericii, a locului, a clădirii dedicate lui Dumnezeu, nu? Un spirit de lipsă de grijă și apreciere pentru actul cinei Domnului, pentru sacralitatea unui asemenea moment. Intrăm în automatisme, nu? Facem ceva automat și nici măcar nu trece prin filtrul conștiinței sau a sentimentelor noastre. Ce ar fi să verificăm dacă nu cumva avem păcate nemărturisite? Pentru că fără pocăință, fără iertare, nu? Ajungem să devenim vinovați de trupul și sângele Domnului. Ar trebui să, și vreau să închei aici, timpul trece așa de repede, Pavel spune așa, judecați-vă voi pe voi înșivă, ca să nu vină osânda lui Dumnezeu. Osânda în greacă este crimă, crimă. Să nu vină osânda lui Dumnezeu peste tine ca și credincios, pentru că nu faci deosebire, nu deosebești, nu faci distinție la ceea ce se întâmplă în mod real, la actul la care tu participi, nu-i dai importanța și sacralitatea cuvenită. De aceea spune apostolul, sunt mulți bolnavi și chiar morți. Când spune că dorm, unii dorm, nu înseamnă că ăștia dormeau la biserică, ci că au adormit somnul de veci. Domnul știe să-și disciplineze ucenicii săi și ar trebui la cina Domnului să venim conștienți că ceea ce se întâmplă aici nu este un simplu ritual, ci este un moment sacru în care ne amintim, participăm emoțional la ceea ce aș putea numi cel mai important lucru care s-a întâmplat în istoria omenirii. Fiul lui Dumnezeu a venit să ia asupra lui păcatele noastre la tuturora, să meargă la cruce și să moară o moarte ispășitoare a păcatelor noastre și sângele lui să fie garanția iertării noastre la Dumnezeu în Sfânta Sfintelor din ceruri. Domnul să ne ajute ca și în această dimineață la cina lui să fim conștienți că participăm la un asemenea eveniment extraordinar.